Hai, salutare, salutare, prieteni! Bine v-am găsit din nou pe canalul de YouTube Călin. Astăzi o să facem o deschidere a unui colet, a unui pachet. Sper că se vede și pe cameră. Avem aici un aparat de sudură, firma Almaz, de 250 de amperi, da? Ieșire de la 20 până la 250 amperi, Almaz. Sudură, da, de la 1,6 până la 3,2 mm. Scrie aici că sudează, da? Deci de la, deci aparatul sudează de la 1,6 până la 3,2 mm electrodul, da? Orice electrod învelit sudează, da? Deci e foarte bună la țară. Am ales varianta asta mai micuță, așa, mai portabil, nu trebuie mare, că n-am desudat fiare multe. Da? Hai să le desfacem, să vedem cum se află în cutie. Avem perie de sârmă, da? O parte și ciocanul pentru a bătea zgura la sudură, da? Pentru a bătea zgura la sudură, da? Ciocanul și perie, da? Pentru frecarea zgurii, da? Ok. Și mai avem aici. Avem cablu pentru prindere electrod, da? Pentru a prinde electrodul, da? Ok. Avem și al doilea cablu pentru masă, da? Cleștele pentru masă, da? Ok. Avem și o... de transportat mai ușor, o curea. E transportat, da? Și avem aici în sine aparatul de sudură, da? Cam ăsta e, da? Deci micus, nu e mare, da? Aici e reglajul de amperaj, da? Până la 250, de la 20 până la 250 de amperi, da? Plus și minus, da? Cam ăsta e, aparat micuț. Aici e butonul pentru pornire on off, da? Asta de aici. Butonul on off. Ventilatorul de răcire, l-are pe spate. Aceste decupaje pentru curea, da? Pentru cureaua de depozitat, transportat. Da? Cam ăsta e aparatul. Da? Cam ăsta e aparatul Almaz. Da? Eu l-am comandat pe un site, o să las linkul în descriere, poate vă interesează să-l cumpărați. Eu o să vedem cât de mulțumit o să fiu de el. Așa, asta este, micuț, nu trebuie mai mare. Da? Și mai avem aici cartea cu manual de instrucțiuni. Da? Da? Cartea de manual de instrucțiuni se folosește, descrie tot ce despre el, da? Ok. Avem aici geamul pentru mască. Avem aici și masca. Asta e măscuța, masca simplă, da? Asta e masca, da? Asta. Și mânerul, da? Ok, cam atâta. Cam atâta e cu aparatul, cutia e goală, da? Cam asta e aparat. Da? Dacă vreți să comandați și voi, vă las, cum v-am spus și mai înainte, vă las linkul în descriere și comandați cu mare încredere, da?
Eu am comandat ieri și a venit azi, da? A venit foarte repede. Deci, foarte repede a venit cu curier. Acum, să vedem cât de bun poate să fie, cât de mulțumit o să fiu de el. E foarte bun, la țară nu trebuie mai mare. Își facă treaba și cam atâta, nu? Ce să vă spun? Eu vă doresc o zi frumoasă cu soare, multă sănătate și să vă abonați. Uitați acolo să vă abonați, să activați clopoțelul pentru notificări, să dați un like dacă v-a plăcut acest vlog, să dați un share mai departe și să vă spun bună data viitoare. V-am salutat!